te ceresc în vetură de Duhul adevărului care pretutindele și toate le primești. Vistele bunătăților și întâlnirea de viață, împlinește slăciulește întâlnirea și încălțește până de toată tinerciunea și mântuiește bunul de sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vece vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Părinte profesor, v-am făcut prezentarea. Vă rog să anunțați pe cei care sunt prezenți și despre subiectul temei din seara aceasta. O să mai spun încă o dată, pe misiunea dumneavoastră. O să vă prezint din nou. Vă spunem bine ați venit în parohia noastră. Aceștia sunt fiii noștri duhovnicești, care vin permanent la spovedit, împărtășesc în Sfântul Sărbători, chiar și în timpul anului. Tema din seara aceasta devine și tută de Sfinția voastră. Am anunțat-o și eu, taina pocăinței și pregătirea lăuntrică pentru aceasta. Cel care vă stă în față este Părintele Profesor, Dr. Gheorghe Golda, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. Este o temă destul de vastă, profundă, pe care și noi am discutat-o între preoți la această conferință fiecare an. Și este anul omagial al Tainei Sfintei Spovedanii și al Tainei Sfintei Împărtășanii. Și bineînțeles că nu putea să fie unul mai pregătit și mai bine venit decât Părintele Profesor. Părintele Profesor, vă rog frumos.